De acum ne găsești și în Hălăucești, pe strada Bisericii, peste drum de Liceul Teoretic Bogdan Vodă. Vă așteptăm cu o gamă largă de produse la prețuri fără concurență. Lorimer, comod și ieftin, aproape de casă. Îți place să călătorești, dar nu știi unde? Aeroportul Iași te aduce mai aproape de Paris, să vezi cele mai frumoase muzee. Sau de Bruxelles, pentru o plimbare pe străzile vechi. În mai puțin de 2 ore, descoperi un oraș între două lumi, Istanbul. Și recunoaște, abia aștept să ajungi la Barcelona, un loc perfect pentru o vacanță plină de culoare. Iar pentru o scurtă călătorie de afaceri, alege München sau Köln. Nu uita nici celelalte destinații externe directe pentru experiențe de neuitat. Călătoria ta începe la aeroportul Iași. Să te înscrii la FEI. Viitorul ți-l faci cum vrei tu. Un cămin fericit înseamnă liniște. Cu tâmplăria pe Vegetonplast ești ferit de orice disconfort, praf, zgomot sau frig. Sună acum la 0722-661-485 și ai 25% reducere. Transportul, montajul, sticla 4S și plasa pentru insecte sunt gratuite. Tonplast, pentru un cămin fericit. Zâmbetul copilului tău este prețios, iar fericirea lui este mai presus de orice. Vino la magazinul Ioana în spatele poștei din Deal pentru fericirea celui mic. Jucării, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru toate categoriile de vârstă. În plus, la etaj vă așteptăm cu o gamă variată de cărucioare, premergătoare, pătuțuri, triciclete, jucării de pluș și articole party. Am păstrat aceleași prețuri mici la scutecele Pampers și Happy, iar pentru botezul bebelușului tău găsești hăinuțe la prețuri pentru toate buzunarele. Ioana, supermarketul copiilor te așteaptă cu oferta săptămânii. Role reglabile pentru copii, diverse culori și mărimi, la numai 99 de lei și 90 de bani. Ioana, mereu cu gândul la copilul tău. Bună seara, sunt Răzvan Grecu și vă prezint emisiunea De Vorbă cu Stradă. Este o ediție specială în care discutăm despre rezultatul votului la alegerile care au avut loc ieri, pe 5 iunie. Invitată l-am pe colegul meu, Marius Parteni, realizatorul emisiunii În Obiectiv și cel care se ocupă de activitatea editorială la Actualitatea TV. Bună seara, Marius! Bună seara ție și tuturor telespectatorilor care ne urmăresc această oră.
Doresc să discutăm, să facem o mică analiză a votului, a rezultatului, cum a ieșit lumea la vot, cum și-a exprimat intenția de vot, să trecem în revistă ce s-a întâmplat din anul 2004, când avem statisticile de pe portalul Autorității Electorale Permanente, cum s-a votat la Pașcani, și să încercăm să ne dăm seama dacă pășcănenii trebuie să fie triști că alegerile au fost decise de cei din suburbiile orașului. Opinia mea este, vă spun din start, ca să nu o lungim, a fost un vot democratic și a fost un rezultat al unor opțiuni de vot. Indiferent că ele sunt din Luncă, din Boșteni, din Pașcani, nu prea contează. Nu trebuie să diferențăm că votul din Pașcani valorează 2 puncte, iar votul din suburbie 1 punct. Fiecare locuitor, plătitor de taxe din municipiu are drept de vot și are drept să hotărească cine administrează bunurile orașului și cine se va ocupa de investiții în următorii 4 ani. După cum știți din buletinele de știri, din transmisia în direct pe care postul nostru de televiziune a realizat-o aseară, primarul Dumitru Pantazi a reușit să convingă electoratul să-i mai acorde încrederea pentru încă 4 ani de zile. Diferențele în urma rezultatelor intermediare, parțiale, să spunem așa, nu definitive, diferența este de 505 voturi în favoarea domnului primar Dumitru Pantaze față de principalul său contracandidat Marius Pintilie. Au votat aproape 15.000 de cetățeni. Domnul Dumitru Pantaze a obținut 4.337 de voturi pe raza municipiului Pașcani și 2.387 de voturi în suburbii. În total 6.724 de voturi, adică 44,8%. Principalul său contracandidat, liberalul Marius Pintilie, a fost votat de 5.112 cetățeni din municipiu și 1.107 din suburbii. În total, el a avut 6.219 de voturi valabile exprimate, ceea ce a însemnat 41,5% din numărul votanților. Se observă o diferență de 3,3% procente între cei doi. Dacă vă aduceți aminte, eu în emisiunea de aseară am preconizat că dacă la vot ieșeau peste 44%, ieri au ieșit doar 40%, dacă se ieșea peste 44%, am spus eu aseară că erau șanse ca opoziția să aibă primar, să câștige alegerile. Iată că 44 minus 40 înseamnă 4%, iar diferența dintre Pantazi și Pintilie a fost de 3,3%. Tot ieri am opinat în emisiune și am anunțat că când am văzut prezența la vot, că principala șansă de a câștiga aceste alegeri o avea domnul primar Dumitru Pantazi și v-am explicat că prezența scăzută la vot va favoriza întotdeauna primarul în funcție, pentru că așa a fost cam întotdeauna, iar PSD-ul are un electorat foarte compact care iese la vot. În schimb, cum să spun eu, PNL-ul, electoratul care este la vot, e un pic mai jos, chiar și uitați-vă la nivel de țară, ca și procente. Marius, cum comentez victoria lui Dumitru Pantazi, chiar dacă este o victorie, să spunem așa, cumva umăr la umăr, pentru că 505 voturi nu este o diferență foarte mare, practic o secție de votare mai mică. Da,
Nu știu dacă este o victorie a Partidului Social Democrat. După rezultate, da, este. A fost o competiție strânsă, cum a spus-o Dumitru Pantazi și la emisiunea de 7 minute de la postul favorit de la miezul nopții, când nu se uita nimeni. Un fel de Midnight Caller. Probabil. Mai este serialul. Și de ce spun acest lucru? Sunt mai multe argumente care vin în susținerea celor pe care le voi spune în acest moment. În 2012, Dumitru Pantazi a fost ales primar cu 9500 de voturi, aproape rotund, nu spun cifra exactă. Anul acesta cu 6700. Deci, din start, Dumitru Pantazi a pierdut din votanți. Da, domnul Dumitru Pantazi în 2012, 9664 de voturi, iar acum 6708 voturi. Aproape 3000 de voturi diferență. Exact. Da, 2900 și vreo 30 de voturi diferență pierdute de Dumitru Pantazi din 2012 până acum. Pe partea cealaltă, candidatul Partidului Național Liberal a obținut 6219 voturi și dacă e să analizăm, să facem comparația cu cât a luat în acum 4 ani candidatul PNL, 3469 de voturi. Deci avem din start undeva la 2600 de voturi. Da, este o creștere. Este o creștere. Partidul Social Democrat a pierdut mult în aceste alegeri la Pașcan și totul se datorează lucrurilor care s-au întâmplat în ultimii 4 ani de zile. Votul de ieri este rezultatul tuturor celor care au mers să voteze, care au fost interesați de aceste alegeri. Și am avut de a face cu un electorat disciplinat, putem spune, care au, pe de o parte, cei care au votat cu PSD și Dumitru Pantazi, s-au dus și au votat pentru candidatul pe care îl susțineau și pentru partidul pe care îl susțineau. De cealaltă parte, a fost segmentul opoziției, dacă putem să spunem opoziția, celorlalte 5 partide înscrise în competiție cu candidați, care ar trebui să-și împartă diferența de voturi. Din analiza rezultatelor am putut vedea clar că cetățenii care nu au vrut să-l voteze pe Dumitru Pantazi, foarte puțin s-au dus către ceilalți competitori, alții decât Marius Pintilie de la PNL. Tu ai spus că au fost 14.000, aproape 15.000 de votanți la Pașcani. Noi pe listele electorale aveam 35.989 și au ieșit la vot 14.978. Din start avem o lipsă de 20.000 de votanți. Haideți să spunem că sunt 10.000 plecați, nu au, sunt în localitate. Dar a mai fost un electorat care nu s-a prezentat la vot, cealaltă diferență de 10.000 de voturi, care eu personal nu am găsit, de ieri până astăzi, nu am găsit explicația de ce nu au ieșit la vot, dar pot să intuiesc. Nu au fost convinși de candidații care s-au înscris în competiție, nu au fost convinși de proiectele lor, nu au fost convinși de soluțiile pe care le-au oferit, nu au fost convinși că pot fi o alternativă la PSD și Dumitru Pantazi și de aceea au preferat să rămână în zona nehotărâților. Da, avem o situație destul de, să spun eu, ciudată. De exemplu, ai adus aminte de lista de votanți, aproape 36.000, da? 35.900, nu știu cât, aproape 36.000. Domnul primar Dumitru Pantazi a luat 6.708 voturi. Ca și procentaj, înseamnă 18,7% din populația cu drept de vot din Pașcani. Întrebarea se pune, având 18,7% dintre cei care au drept de vot în Pașcani, cât de reprezentativ poți să fii ca și primar? Că dacă faci procentul la cei care au ieșit la vot, într-adevăr, este 44,8%. Dar procentul celor care au drept de vot este 18,7%.
Aici trebuie să, cum să spun eu, să discutăm și despre implicarea cetățenilor, să iasă la vot, să înțeleagă că este datoria lor, astfel încât primarul să aibă, să spun eu, să fie reprezentativ pentru cetățenii din municipiu. Pentru astfel, domnul primar, prima măsură pe care ar trebui să o ia, începând de săptămâna asta sau de săptămâna viitoare, când se adoptă, se formează, se constituie nou consiliu local, ar trebui să convoace de urgență referendum pentru serviciile de apă canal. Pentru că este clar că cetățenii pe oraș au o mare problemă. Eu votul ăsta de pe oraș, eu îl văd un vot anti-apavitar. Un vot care speră la un referendum pentru apă. Și dacă ai un astfel de vot, atunci faci referendum. Este obligatoriu pentru a se închide odată subiectul la Pașcani. Și nu mai poate să vină domnul primar să spună că 18,7% din cetățenii care l-au votat înseamnă 50% plus 1. Nu, nu mai este reprezentativ. Aici este problema cu absenteismul la vot. Da, eu aș privi lucrurile dintr-un alt punct de vedere. Tu crezi că ceea ce s-a votul înregistrat pe oraș este un vot anti-apa vital și anti... eu aș spune că este un vot anti-investiții, anti tot ceea ce nu s-a făcut în acești 4 ani la Pașcani. De ce spun acest lucru? Hai să analizăm dintr-un alt punct de vedere. Uite, în Suburbia Lunca, da? Au ieșit la vot din cele două secții de votare. Pare mi se că sunt 2200 de voturi în cele două secții și au ieșit 1200. Aceste 1200 de voturi au mers majoritatea voturilor către candidatul Partidului Social Democrat. Nu e de mirare, pentru că a primit un vot asemănător și în 2012. Dar putem judeca lucrurile și dintr-un alt punct de vedere. Atâta timp cât în acea zonă s-au investit, s-a făcut drum, s-a făcut trotuare, s-a lucrat la sistemul de alimentare cu apă, se lucrează la Căminul Lunca. Asta înseamnă că cetățenii care l-au votat, eu nu vreau să cred că cetățenii care au mers și au votat Dumitru Pantazi sunt din categoria celor care au de-a face cu dumnealui și au dat vot. Nu, au mers și l-au votat, au fost mulțumiți de cum arată... Da, probabil același lucru. Normal votul lor. Deci noi... Absolut. În același timp, ceea ce s-a întâmplat pe oraș unde nu s-a făcut, este evident rezultatul votului. Oamenii nu au avut probleme, nu puteau oamenii să treacă atât de ușor peste problemele cu apa, nu puteau oamenii să treacă atât de ușor peste lipsa parcurilor care au apărut brusc dintr-o dată în octombrie anul trecut. Nu puteau oamenii să uite că nu s-a făcut nimic prin cartiere, ci s-a intervenit acum cu covor asfaltic pe una pe alta, doar ca să mai obții ceva voturi. Dar pe ansamblu, eu consider că a fost și un vot cei din oraș care au dat votul lui Marius Mintilie împotriva primarului Dumitru Pantazi, au făcut acest lucru pentru că își doreau o schimbare. Această schimbare este cu siguranță generată și de tot ceea ce se întâmplă în jurul municipiului nostru, acolo unde vedem cu adevărat proiecte, strategii, planuri de viitor. Vedem cum se modernizează localitățile, vedem alte viziuni care la Pașcani, din păcate, lipsesc. Am văzut ieri seară, în cele 7 minute, că Dumitru Pantazi a ținut să precizeze faptul că a fost atacat de contracandidatul său de la PNL și că Marius Pintilie nu a venit cu nicio soluție concretă. Asta este un argument pe care primarul în funcție l-a folosit tocmai pentru a arăta că el a câștigat aceste alegeri datorită lipsei soluțiilor oferite de cei care erau contracandidat. Dar nu s-a gândit niciodată că votul a pierdut, a pierdut lupta electorală pe oraș, iar votul care a fost dat împotriva Partidului Social Democrat este tocmai pentru că nu au fost respectate îndeajuns nevoile cetățenilor. Da, am făcut niște calcule ca să explicăm
cetățenilor cât de mult a contat votul de pe, din cartierul Lunca. Și în cartierul Lunca atașăm și strada Unirii. Da? Ele sunt legate, strict legate. Da. Dacă Pintilia avea 775 de voturi plus pe oraș față de voturile lui Pantazi, deci avea un plus de 775 de voturi, de pe Lunca, domnul primar a scos la secțiile din Lunca 979 de voturi în plus. Da? Deci cele 979 de voturi au anulat, practic, voturile pe care candidatul Marius Pintilie le-a obținut pe oraș și au dat și un plus domnului primar de 204 voturi. Deci domnul primar, după ce a ieșit, s-au numărat voturile de-a Lunca, avea 204 voturi în plus față de voturile obținute de candidatul PNL Marius Pintilie pe oraș. Când a venit și rezultatul de la școala specială, care contorizează și voturile de pe Unirii, domnul primar a mai avut încă 260 în plus de voturi. 260 plus 204 de, dau 464 de voturi în plus care au venit numai din zona Lunca. Deci au anulat cele 775 de voturi care le avea Pintilie cu plus pe oraș și i-au adus, după ce au anulat 775 de voturi, încă 464 de voturi. Ei, gândiți-vă, de la 505 voturi la 464, a mai acumulat undeva un 41 de voturi în altă parte, în plus, față de Pintilie. Deci, hotărător pentru acest vot a fost strada Unirii și Lunca. Da. Ele au făcut diferența. Am unde se face calculele. Unde se face? Se cunoaște. Se cunoaște. Se cunoaște și la vot. Normal. Dacă domnul primar făcea în oraș, în oraș, lua și în oraș. Era, domnul Pintilie avea vreo 2-3%, absolut, cum a fost la Lunca, și invers. Da. Da. Păi asta este situația. Asta, rezultatul votului este tocmai rezultatul celor pe care le-a pus în practică Dumitru Pantazi. Ei, aici se naște și nemulțumirea cetățeanului. Pentru că cetățeanul spune, bine mă, au votat cei din Lunca, că lor le-a făcut primarul. Da, dar de ce trebuie să mă afecteze pe mine, că mie nu mi-a făcut primarul? Vezi? Încep discuțiile astea. Lumea pe Facebook este foarte supărată că voturile din Lunca și de pe Unirii au hotărât primarul. Ei spun, domnule, mie nu mi s-a făcut, nu este normal. Aici vreau și eu să mi se facă, să vină un primar care să-mi facă și mie. Eu am, vis-a-vis de această situație, am un alt punct de vedere. Dar, ca să fac o paranteză, dacă s-a votat așa, cetățeanul din Gâștești, Blăgești, din cartierul Vatra, Fântânele, din mijlocul orașului, de la blocuri, nu trebuie să fie supărat pe cetățeanul din suburbia Lunca. Toți sunt pășcăneni și asta trebuie să conteze. Ei au fost mai motivați, mai stimulați, au mers și au votat. Problema da, se vrea cei care au stat acasă, care nu au ieșit. Dacă vreau să schimbe ceva, trebuie să exprime la votul. Trebuie să iasă la vot. Eu am o idee. Ideea mea este următoarea și nu ascund faptul că am și spus-o pe la consilierilor cu care am mai discutat în toți acești ani. Cred că le-am spus-o și unor primari din zona Pașcani. Mie mi s-ar părea foarte corect ca, mai ales într-un municipiu cum este Pașcaniu, investițiile să se facă și ținând cont de contribuția pe care o are la bugetul local, plătitorii de taxe și impozite locale din suburbii și celelalte cartiere ale municipiului. Adică, nu este la mine că nu este ideea că nu vreau să aduc în discuție ideea că trebuie să faci în funcție de cât plătește cetățeanul. Nu. Eu aș vrea să văd ca în fiecare an, în aceste cartiere, din taxele și impozitele locale, să se facă ceva. Dar nu mutăm, cum a fost în cazul de față, aproape 20 de miliarde pe Lunca, iar celelalte suburbii au avut de suferit. În ce sens? Că nu s-au făcut investiții. La Blăgești, cu excepția drumului care tranzitează localitatea, nu avem asfalt de nicio culoare, iar dacă ar fi să întrebe
pe cei din primărie, o să găsească imediat justificarea. Vezi, dragă doamne, nu avem rețea de canalizare și apă, nu putem investi. Nu. Dacă vrei, ca să mulțumești cetățenii, faci în fiecare cartier și în fiecare suburbie cotă parte din taxele și impozitele pe care le plătesc cetățenii, le duci acolo. La o grădiniță, la o școală, la o bucată de drum, la un teren de sport, la multe, multe lucruri. Și probabil oamenii când vor vedea că se face și în suburbia lor ceva, în cartierul lor, într-un an, se începe ceva în fiecare an și se face. Atunci probabil oamenii nu vor fi supărați și nu vor gândi că de ce să sufăr eu din cauza celui de la Lunca, că mie primarul nu mi-a făcut. Nu. Dacă s-ar face, repet, din taxele și impozitele plătite pe cartiere, faci că doar ai specialiști la finanțe, nu mai sunt reticenți, domnul primar, cred că specialiștii, îți spun exact cât s-a contribuit pe cartiere și atunci te gândești, mă, stai un pic, am nevoie să le mulțumesc într-un fel oamenilor. Nu strategii, proiecte mari, fonduri europene, iar taxele și impozitele care le plătesc pășcănenii, aproape că nu vezi pe ce se duc. Da, dacă o luăm matematic, tot matematic, domnul primar Dumitru Pantazi practic a pierdut aceste alegeri. Avem 15.000 de voturi, din care scădem voturile pe care domnia sa le-a luat, 6.724. Și ne dă undeva la 26, undeva la vreo 8.000, cred că, de voturi, 8.266, cred că, de voturi, care au fost date împotriva domnului Dumitru Pantazi. Și vin acum și le explic și cetățenilor. Uitați-vă, domnul Dermit Dieniță a luat 339 de voturi, domnul Gelu Costăchescu, 242 de voturi, Ioana Elincă, 210, Sorin Olariu, 568 de voturi. Dacă domnul Sorin, voturile domnului Sorin Olariu se duceau la PNL, primar era Marius Pintelie. Dacă voturile lui Niță Dermide și voturile lui Ioan Ailincăi se duceau la PNL, câștiga Marius Pintelie. Dacă voturile lui Gelu Costăchescu cu cele al lui Niță Dermide se duceau la PNL, câștiga Marius Pintelie. Au fost de ce încă 4-5. De ce s-ar fi dus? Poftim? De ce s-ar fi dus? Nu, spun așa. Eu spun că voturile opoziției au fost foarte puțin fracționate. Foarte puțin. Da, dar oricare în aceste voturi putea să dea primar. Și eu revin cu întrebarea. De ce să fi dus la candidatul PNL în condițiile în care este o întrecere democratică? Pentru că, pentru că acei oameni nu l-au votat pe Dumitru Pantazi. Asta da. Pe ideea asta da. Erau clar că acele voturi au fost cumva... Adică eu am avut... Nu vreau să jignesc pe niciunii dintre cei care au candidat. Dar cred că mulți dintre ei au intrat în această competiție doar cu gândul de a rupe din voturile opoziției. Păi aici am vrut să ajung eu. Da. Democratic este așa cum s-a întâmplat ieri, cu candidați înscriși, da, care participă, indiferent pe ce partid, și obțin un rezultat. Pe partea cealaltă, hai să analizăm, și nu aș intra acum... cu subiect și predicat, dar mă voi chinui și le voi arăta, dacă voi reuși, pășcănenilor și dovada. Dar, de fapt, în cazul unora s-a și văzut, după comportament, cam ce afinități au avut. O parte din cei care s-au înscris în competiție, cu excepția lui Sorin Olariu, eu cred că au fost împinși și au avut un alt interes. Nu au avut în niciun caz un interes ca Știau că nu pot să fie primar, dar totuși au intrat în această competiție și au stricat jocul. Și vreau să dau și exemple. Uitați. ALDE, domnul Niță Dermide, a obținut ca și candidat la funcția de primar 339 de voturi, iar partidul a obținut 613. La UNEPR, domnul Gelu Costăchescu a obținut 241 de voturi, dar partidul 326. Partidul Social Românesc, domnul Ailincă, a obținut 210 voturi, iar partidul, adică pentru Consiliul Local, 275. Partidul Mișcarea Populară, din care face parte
domnul Sorin Olariu, a obținut candidatul Sorin Olariu 568 de voturi la funcția de primar, iar la Consiliul Local 773. Practic aici a fost salvat Sorin Olariu, că a ajuns în Consiliul Local, da, ca și candidat pe lista de Consiliu. Că dacă era după numărul de voturi la primar, nu ajungea în Consiliul Local astăzi. Și venim la cei doi care s-au bătut. Marius Pintilie, ambele formațiuni politice din care de unde au candidat, și PSD și PNL, au obținut pentru Consiliul Local voturi mai puțin decât au obținut candidații. La Dumitru Pantazi, ca și candidat la primar, a obținut 6.724 de voturi, în timp ce partidul a obținut 6.368. Deci vreo 400 dintre PSD-iști nu vor pe Dumitru Pantazi primar. Asta se înțelege din vot. Din de partea cealaltă, la PNL, Marius Pintilie a obținut 6.219 voturi, iar partidul pentru Consiliul Local 5.332, da, deci aproape 1.000 sau 800 de voturi. Sunt obosit, am greșit. O parte dintre votanții PSD au avut încredere în primarul Dumitru Pantazi mai mult decât în PSD. Exact. Da, eram... Deci Marius Pintilie, ca și candidat la primar, a obținut cu 1.000 de voturi, aproape 800 de voturi, aproape 1.000 de voturi, da, peste partidul. Peste partid, peste media partidului. Oricum, și 5.332 pe care iar de voturi care l-au luat PNL-ul... Niciodată așa ceva. Cred că doar pe vremea lui... Dar nici pe vremea lui Crăciunescu. Nu mai țin minte cât au luat exact, dar... Pe vremea lui Crăciunescu, cred că au luat 4 consilieri locali. 5 maxim. 5 ori 8 înseamnă undeva la 4.000 de voturi. Din acest punct de vedere al rezultatelor, cel mai câștigat după votul de ieri este Marius Pintilie. Este la primul mandat, prima participare, și i-a suflat în ceafă, cum ar veni spus lui Dumitru Pantazi, a câștigat Pantazi la 500 de voturi. Am să fac o mică trecere în revista unor cifre. Legea electorală, eu spun că este proastă. Am să vă spun, 8.276 dintre cetățenii Pașcanului care au ieșit la vot au votat împotriva primarului Dumitru Pantazi. 6.724 de cetățeni au votat pentru Dumitru Pantazi. În mod normal, domnul Dumitru Pantazi nu a fost votat la Pașcani. În mod normal, domnul Dumitru Pantazi, dacă era o lege electorală corectă, nu trebuia să fie primar, trebuia să fie organizat un nou tur de scrutin, în care primii doi candidați împărțeau din nou arena electorală, astfel încât să se hotărască cu majoritate cine și cum. Pe de altă parte, referitor la ideea că Marius Pintilie de fapt a câștigat, fiind prima sa competiție electorală, foarte, foarte multe voturi. Ca să înțeleagă cetățenii, în 2004, Grigore Crăciunescu, PNR, a luat 1.060 de voturi, în timp ce contracandidatul său de la PSD, Nicolae Rățoi, a luat 10.601 voturi. În 2008, Grigore Crăciunescu a luat 3.553 de voturi în primul tur, da? Iar în 2012, domnul Grigore Crăciunescu a luat 3.469 de voturi în primul tur, da? A fost un singur tur. Și aici, la Pașcani, Pintilie Marius în 2016, 6.226 la prima competiție, întrecere electorală. Adică se vede clar că Crăciunescu a ajuns primar după turul 2. După turul 2, da. Dar a plecat de la 1.000 de voturi în 2004, iar în 2008 a avut nevoie de două tururi de scrutin pentru a ajunge primar. Și revin la ceea ce spunea aseară primarul Dumitru Pantazi. Spunea că Marius Pintilie nu a venit cu soluții și nu a convins electoratul. Atunci eu aș vrea să-l întreb, ca politician, dacă, da, nu poate oricum să ne răspundă că nu e aici lângă noi și nu va răspunde probabil niciodată dacă va fi întrebat la această întrebare, acest subiect. Dacă Marius Pintilie nu a avut soluții și nu a avut proiecte care să convingă, de ce l-au votat pășcănenii? Nu, întrebarea mea este, dacă domnia sa a avut proiecte foarte bune, de ce 8.276 de pășcăneni nu au încredere în ele?
în condițiile în care doar 6.724 au încredere? Adică de ce 56% dintre pășcăneni au spus că proiectele domnului primar nu sunt ok? De ce se fărește? N-ai reușit să convingi 50% plus 1 că ai proiecte bune. Nu a făcut-o nici Pintilie. Deci Pintilie a reușit să convingă doar 41,5%. De asta spun eu că este necesar pentru astfel de delimitare un tur de scrutin suplimentar, un tur 2, în care cei doi să se întâlnească și atunci să putem discuta. Dar domnul primar trebuie să facă, să înțeleagă o chestiune. 505 voturi nu înseamnă că proiectele sale au fost mai bune și ale contracandidatului său au fost mai proaste. Înseamnă că ambele proiecte electorale sunt probabil egale ca valoare și că diferența au făcut-o investițiile dintr-un anumit cartier. Da, aș vrea să punctez și câteva alte amănunte. Pe parcursul acestei campanii electorale, pe parcursul zilei de ieri, am constatat o lipsă de dezinteres a unei categorii de alegători. Cauza este tocmai clasa politică. Eu zic că începând de mâine, nu neapărat de mâine, de când este investit actualul legislativ, de când va prelua oficial noul mandat Dumitru Pantazi, pe lângă investiții, pe lângă proiecte europene care trebuie scrise și făcute, este nevoie și de o altă fel de strategie. Este nevoie de o strategie prin care cetățeanul să recâștige încrederea în administrația publică locală, în Consiliul Local, în partidele politice și în candidații lor. Dacă vom avea parte în următorii 4 ani de o situație pe care am întâlnit-o și acum, dar și în trecut, nu doar perioada 2012-2016, ci de la 1990 încoace, atunci probabil vom ajunge în 2020 ca primarul municipiului Pașcan să fie ales cu 3.000 de voturi. Cum s-a întâmplat la Hârlău, de exemplu. Candidatul PSD a luat 1.400 de voturi, candidatul PNL a luat 1.200 de voturi și încă un candidat de la Mișcarea Populară 1.000 și ceva de voturi. Toți cei trei nu depășesc 5.000 de voturi. Da. Aici vreau să spun. Legea este proastă, Marius. Dacă, nu, le spuneam de altceva, ca să capete cetățenii din Pașcani încredere și să devină în următorii ani responsabili să fie implicați în viața comunității. Da. Asta cu absenteismul și cu implicarea... Pe că acum îi dădeam o cauză. Da. Dacă în continuare se va merge în aceeași direcție, niciunul din partidele politice să nu se mire că nu au alegători, că nu ies tineri la vot, că nu iese segmentul... Am explicat și ieri în emisiune. Eu suspectez că foarte mulți mai sunt în oraș și au luat câmpii. Suspectez că alții sunt studenți sau elevi în alte instituții de învățământ din altă zonă și nu au făcut efortul nici financiar, nici fizic de a veni la vot aici. Și mai suspectez, pe în al treilea rând, și o, cum să spun eu, ceea ce ai spus și tu, de lăsarea asta electoratului, lipsa de implicare și cumva o și înțeleg, pentru că atunci când te uiți la televizor și vezi ce se întâmplă, parcă nu-ți mai vine să ieși la vot. Însă, nu pot să înțeleg altă chestiune. Cum pot să votez pe cineva care candidează și este trimis în judecată pentru fapte de corupție? Eu așa ceva eu nu pot să înțeleg. Adică vrem să avem democrație, vrem ca țară, ne plângem peste tot că țara asta este furată, dar noi alegem pe cineva care este suspectat de acte de corupție, trimis în judecată, nu oriunde, la Înalta Curte de Casație și Justiție, învinuit și în alte dosare instrumentate de DNA și noi îi dăm votul. Și am văzut că nu este cazul singular. La Baia Mare l-au votat cu 70% pe un primar aflat în arest preventiv,
surprins în flagrant că a luat mită. A luat mită atât de repede, conform rechizitorului procuror, că au intrat procurorii peste ei și deja lipseau vreo câteva sute de lei sau mii de lei de acolo, că îi dăduse la un ziarist ca să-i facă campanie. Îți dai seama ce repede s-a mișcat omul ăla? Și totuși a luat 70%. 70%. Și noi aici avem primar trimis în judecată pentru fapte de corupție, primar învinuit în dosar instrumentat de DNA pentru fapte de corupție și noi îi dăm 6724 de voturi și îi spunem, domn primar, nu e nicio problemă, te descurci minunat, ai 4 ani să exersezi. Că râde lumea pe Facebook, tot pun tot felul de comentarii de astea ironice că ce ne dorim de la următorul, ce ne dorim de la primar. Să nu fie arestat. Asta circulă acum pe Facebook, nu cu referire la Dumitru Bartazi. Era o chestie, ce ne dorim de la noi primari. Să nu fiți arestați. Deci, dai seama, unde se ajunge că românul areștare în tot ăsta de a face haz de necaz. Toată lumea își pune poalele în cap și spune, domnule, cum suntem atât de proști? Cum putem să votăm astfel de oameni? Da? Lumea spune pe Facebook, cum putem fi atât de proști să votăm oameni care au probleme penale? Și acum se dovedește că majoritatea dintre alegători nu este interesată că cineva este acuzat sau nu de acte penale sau dacă este chiar în arest. Și după aia îi vezi pe toți că stau la televizor, ei stă dimineața pe stradă și fac revista presiei, da? Și spun, băi, ai auzit de ăla cât a furat? Da. Păi, cum își permite ăla să fure atâta? Dar la vot? Uite-mă pe stradă și eu de la televizor, săracul a furat. Cred că n-a furat destul. Și bang, o ștampilă. Altfel, nu pot să-mi dau seama. Ne plângem că nu avem o țară ca afară, dar nu încercăm să ducem limitele acolo de democrație. Băi, ai o problemă penală, da. Bă, stai 4 ani pe margine, rezolvă-ți problema, vii în fața noastră peste 4 ani că nu mai ai nicio problemă, nu mai există nicio suspiciune asupra ta și ăsta e jocul democratic. Ai văzut până și ambasadorul Americii în România, înainte de alegeri, a apărut, a simțit de pe piață ce se întâmplă și a apărut și a spus, domnule, eu sfătuiesc românii să nu voteze candidați cu probleme penale, candidați trimiți și în judecată pentru fapte de corupție. Bine, el a spus, el a auzit, că doar vorbea în engleză, nu? În cazul votului de ieri, putem vorbi și de un vot emoțional, o anumită categorie de persoane care votează constant cu PSD-ul și care probabil l-a preluat și l-a adoptat și pe Dumitru Pantazi. Nu poți să cred că poți, în numele unui partid, poți să pui pe oricine în frunte și dai votul pentru că îl dai partidului. Iar nu este normal nicio chestiune de asta. Dom'le, la alegerile locale trebuie votat omul totdeauna. Nu partidul, omul. Pentru că ăla va conduce destinul localității din care faci tu parte, nu? Nu consider că este normal ca un astfel de candidat să mai fie pe listele unui partid. Asta nu pot să înțeleg. De ce PSD-ul, PNL-ul, PMP-ul, ALDE sau care mai au candidați cu probleme penale nu i-au dat la o parte să pună alți candidați? Și respectivii, cum a fost la Bacău, Romeo Stavarache, primar care a fost o bună perioadă după Grati, în arest preventiv, a fost exclus din PNL, iar acum a candidat independent. Da, domnule, n-am nicio problemă. Dacă Dumitru Pantazi ieșea din PSD, era dat afară din PSD și candidat independent, n-aveam nicio mică problemă, pentru că atunci înțelegeam că se face o reformă adevărată în clasa politică. Da? La partide mă refer. Am un candidat cu probleme? Da. Băi, nu te independent dacă vrei neapărat să faci politică, să candidezi, dar din partea partidului meu nu mai ești. Pentru că eu cred că un astfel de partid are și resurse, nu? Să vină și cu alți oameni. După ziua de ieri, după rezultatul votului, există o... De fapt, pe cei din PSD nu găsesc cuvântul potrivit, îi paște, să spunem așa, un mare pericol. Eu o spun deschis, cum am spus-o dintotdeauna, eu nu-mi doresc ca Dumitru Pantazi să fie arestat, închis pentru dosarul în care este
judecat. Din câte știu că este punctul meu de vedere. Este punctul meu de vedere. Eu cred că el va fi condamnat cu suspendare în acel dosar, iar dacă va fi condamnat cu suspendare și după ce va rămâne hotărârea definitivă, e clar că va fi suspendat din funcție. Problema este atunci când va ajunge să fie suspendat din funcție, PSD își va asuma haosul administrativ, că vom vorbi peste un an sau peste un an și jumătate de alegeri anticipate la Pașcani. Da, dar nu trebuie să dăm vina doar pe PSD aici. Aici trebuie să dăm vina la cei 6724 de care au dat votul domnului Dumitru Pantazi, pentru că știau în ce situație este. Poate nu știau toți. Da, ok. Nu sunt până la... În primul și în primul rând, vina este a celui care a propus, a făcut propunerea, da? Păi partidul PSD-ul a propus. Apoi, ulterior, colateral și alegător. Ce înseamnă avea un primar suspendat? Înseamnă să aștepți în jur de 60 de zile până când se organizează alegerile, înseamnă campanie electorală, înseamnă alți bani, voturi. Administrație. Corect, bun. Dar la vorbim și noi în studio, la... luăm o cameră nouă, mai vedem ce mai facem. Ca să glumesc cu publicitatea electorală care toată lumea presupune că ziaristul vânează astfel de campanii electorale. Da, PSD-ul într-adevăr pune în primul și în primul rând bugetul statului și cel local într-o situație neplăcută în cazul în care Dumitru Pantazi va fi condamnat. Tu spui cu suspendare, eu spun că va fi cu executare. Eu am fost la Înalta Curte de Casație și Justiție, am luat pulsul, am văzut ce au spus avocații, am văzut ce au spus judecătorii. Cel puțin 2-3 persoane de acolo vor face un pic de pușcărie, din punctul meu de vedere. Dar, atenție, și asta este foarte important pentru democrație, toți cei implicați în acel dosar au prezumția de nevinovăție. Da, eu sunt mai sufletist, eu, sincer, nu vreau să văd un om că ajunge după gratii pentru o faptă care s-a petrecut în 2007 și s-a ajuns până aici. Spus, plătească pentru prejudiciul care l-a creat, dacă l-a creat, dar ca și faptă, eu înțeleg că așa e legea, că așa spune judecătorul. De-aia nici nu vreau să vorbesc de arest pentru că nu sunt judecător. Dacă aș fi judecător și aș ști cu adevărat consecințele, da, aș spune, uite, așa se va întâmpla, va face pușcărie. Eu stau și mă întreb, PSD își va asuma acel eșec să înceteze mandatul? Normal, nu ar trebui să mai pună candidat la acele alegeri. Își va asuma costurile suplimentare, pentru că nu am avut în această perioadă, n-am avut bani pentru foarte multe lucruri. Dintr-o dată, pe perioada campaniei spre campanie electorală, s-au vărsat bani în foarte multe evenimente care ascultă-mă un pic. Ce am văzut eu la Înalta Curte de Casație și Justiție mă îndreptățește să cred că undeva prin luna decembrie, cred că acestui an, vom avea o decizie definitivă, o decizie în primă instanță. Dar instanța de fond se va pronunța în dosarul agrocomplex pentru că audierile s-au terminat. A trecut deja un an de când este dosarul în instanță. Pe 9 iunie, săptămâna asta, la final, cred că vineri, se vor propune probele care vor fi administrate, se vor cere niște expertize, s-au cerut deja și niște audieri de martori. Probabil că undeva toate procedurile astea vor fi terminate undeva în luna septembrie. O expertiză contabil-financiară probabil că nu are... cum să spun eu, mai mult de o lună de zile, nu cred că va aproba judecătorul. Avem o vacanță judecătorească care probabil că o va fixa completul pentru luna august. Știu și am observat că pe penal, mai ales în cazurile de corupție, se judecă acum pe termene rapide. Am și observat în dosarul agrocomplex că s-au dat termene scurte de 2 săptămâni. Așa că vreau să aduc altceva în discuție. Să nu vreau ca cetățenii să creadă că în continuare mizăm pe problemele penale pe care le are Dumitru Pantazi cu legea, pentru care este cercetat. Eu vreau să aduc altceva în discuție. Riscul la care suntem expuși. Ajungem într-un moment în care va fi o instabilitate la nivel administrativ și nu numai asta.
în această perioadă de campanie electorală am observat că PSD și Dumitru Pantazi au fost extrem de afectați de faptul că Actualitatea TV și newspașcan.com a adus în discuție problemele candidatului Dumitru Pantazi. Dar eu vreau să-i întreb pe cei din PSD. Când toată presa națională și județeană vuia de articole cu candidați care sunt cercetați pentru fapte de corupție, condamnați, care au apărut în această perioadă a campaniei electorale, n-ați mai fost afectați? De ce? Că acele publicații relatau doar o singură dată. Noi relatam mereu subiectul după ce se întâmpla ceva. Da, păi a fost la termene. Da, clar. Nu, asta vă zic. Atunci nu ai văzut ce scria presa? Bine, eu nu mi fac agenda editorială niciodată după ce spune un partid politic. Nu, vreau să aduc în atenție, vreau să aduc în atenție faptul că în continuare cei de la PSD vor să ne pună piciorul pe cap. Da, prin plângerile pe care le fac, au, toate chestiunile. Noi nu vom înceta, indiferent de cine va fi primar în Pașcani, nu vom înceta să ascundem abuzurile, faptele. Ce este bun, este bun al fiecăruia. Dar nu poți să închizi ochii. Nu poți să... Eu, ca ziarist, niciodată nu voi putea să mă duc la o conferință de presă la un partid și să nu mă duc la celălalt partid. Pentru că eu nu mă duc pentru mine, pentru cultura mea generală, mă duc pentru a prezenta cetățenilor ce spune X, da, ce spune Y. Eu, numai eu știu cu cine am votat ieri. Nu trebuie să știe nimeni altcineva. Nici nu mă interesează care pășcănean a votat cu tare sau cu tare. Dar oamenii au nevoie la informații. Ori în această perioadă este pusă o maximă presiune asupra postului nostru de televiziune pentru... Cel mai probabil pentru a ne intimida. Nu se va întâmpla acest lucru, vă garantez. Vă garantăm. Sunt foarte intimidat. Da, deci vă garantăm că nu faceți altceva decât să ne răiți și mai mult. Nu am niciodată, Actualitatea TV nu a venit să atace personal candidat sau mai știu eu ce. Nu am vorbit despre problemele lor, relații extraconjugale sau amantlăcuri sau mai știu eu ce. V-am criticat pe toți cei care ați fost în articolele noastre pentru ceea ce faceți din funcția publică pe care o ocupați, din funcția politică pe care o ocupați și cum anume puneți problema. Că doar cetățenii nu i-au dus Grecu și partenii cu dubla la primărie. Da, au venit, deci, oamenii că au probleme. Da, se poate spune și în răi, dar nu în sensul negativ, ci doar că vom fi și mai vigilenți, pentru că noi avem niște subiecte pe care le vom dezvolta în continuare. Eu voi merge în continuare în Arhiva Primăriei, voi iniția de acum, de săptămâna aceasta, o campanie la care sper să achiseze atât telespectatorii cât și aleșii locali, proaspeți aleșii locali, astfel încât hotărârile din 1992 și până în 2008 ale Consiliului Local să fie publice, să fie afișate pe site-ul primăriei și să poată fi consultate în mod fizic la sala de lectură a Bibliotecii Municipale Pașcan, pentru ca cetățeanul să știe ce s-au întâmplat cu bunurile pașcanele, pentru că ele sunt dosite acolo, pentru că sunt foarte multe lucruri ascunse. Înrăit, că vreau să fac o completare, da? Înrăit, nu că, domnule, eu am să mă, da, duc să-ți caut, să scriu despre tine, să fac. Da. Înrăit în sensul insistent. Da, știm. Deci nu voi lăsa nici o lună de zile să treacă după ce va fi investit actualul legislativ local. Mă voi duce și îi voi întreba, ai promis aia? Că dacă nu te apuci din timp, da, și tu primar și tu consilier, să-ți pui în aplicare proiectele, vii peste 6 luni de zile și spui că am făcut analiză. PSD la momentul de față, prin primarul pe care îl are, nu mai are niciun motiv să spună are rate, să mai spună nu, da, știu ce e proiect. Nu mai are nimic, trebuie să treacă la lucru. Iar eu asta vreau să spun. Când voi merge la primar, să văd cum reorganizează acele servicii, cum va face acele asociații, cum le va ajuta pe cetățeanul din Pașcani să-și rezolve problemele, pentru că stați liniștit. În maxim 2-3 săptămâni de zile vedeți cum vine tăvălucul de la Apa Vital peste noi la Pașcani și iar nu mai cred că nu o să mai avem om care să ne susțină. Da, vreau să spun că am foarte mare încredere în noi aleși locali, fapt pentru care... Bă, dacă imediat dintre aia care ne-au sărit la gâtul nostru ieri? Nu mă interesează. Sunt sigur că conștientizează că reprezintă interesele cetățenilor din Pașcani și că vor încerca să ne ajute în demersurile noastre pe care le facem. Imediat după investirea Consiliului Local, voi transmite o scrisoare deschisă, însoțită cu cererile de informare pe care Actualitatea TV le-a făcut până acum și voi solicita Consiliului Local să facă o comisie prin care să aceste cereri să capete un răspuns. De acum înainte, avertizez pe consilierii locali,
îl avertizez și pe domnul primar, toate cererile de informare publică vor fi adresate în două direcții. Una către cabinetul primarului și una către Consiliul Local. Astfel încât Consiliul Local să știe ce cere presa și la fiecare ședință ordinare, la diverse, să fie o rubrică în care Consiliul Local să-l întrebe pe domnul primar, că a promis transparență și o comunicare foarte bună cu presa, să întrebe pe domnul primar, la cererea numărul cutare de informare publică, ați transmis un răspuns? Ați transmis documentele? Da sau nu? Și de ce nu? Da? Bun, sunt Răzvan Grecu, a fost emisiunea De Vorbă cu Strada, avem aceeași conducere la primăria municipiului Pașcani, domnul Dumitru Pantaze este primarul pentru încă 4 ani până în anul 2020, avem un consiliu local format din 10 membri PSD, 8 membri PNL și un membru PMP. Avem un consiliu local foarte tânăr, cumva lipsit de experiență administrativă. Am încredere în ei că vor pune burta pe carte, ca să spun așa, și vor citi legile și că vor face cum să spun, vor avea o prestație în legislativul local, astfel încât și tineretul pășcănean să se simtă cumva mândru că se implică în treburile cetății. Iacă, în finalul emisiunii trebuie să facem o remarcă. Domnul primar se pare că deja își pregătește, își betonează foarte bine activitatea pentru următorii ani. Citesc pe site-ul televiziunii concurente. Domnul Vasile Axinte, consilier al primarului Dumitru Pantazi, adică va aduce un om care va sta mereu acolo, în locul primarului, că el e plecat pe teren, da. Iar Cristian Menegon se va întoarce în funcția de purtător de cuvânt. Și a mai fost alegere. Da, eu cred că înainte de a se întoarce în funcția de purtător de cuvânt, trebuie să-și dea demisia din PSD, să se retragă de pe lista de pe Consiliul Local, pentru că un ziarist care e înscris într-un partid politic nu poate face, nu poate asigura relația cu mass media. Da, vreau să citim un pic lista consilierilor locale în fugă și am închis emisia. Deci, da, o am eu pregătită, dacă da. Mă lași de la imediat, avem așa, deci sunt 19 consilieri locali de la PSD. Ovidiu Bejenariu, probabil viceprimarul. Da, l-am identificat. Domnul Ovidiu Bejenariu este cel care a petrecut foarte multe ori ieri în zona secțiilor de la CFE Unirea și Miron Constin. Urmat de Gabriela Nedelcu, Leonard Ursu, Vasile Haldan, Adriana Dondaș, Liliana Perțu, Codrin Toma, Vasile Avramiuc, Ciprian Pintilie și Ionuț Prodan. Din partea PNL, în legislativul local, intră Marius Pintilie, Sorin Năcuță, care cel mai probabil se va retrage și va merge director tehnic la RAGCL și iar în locul lui va intra Ioan Danu, Eduard Conache, Mihaela Spiridon, Claudiu Bodoașcă, Alexandru Dandu, Andrei Râznic și Maria Timofte. De asemenea, se alătură candidatul de la PMP, Sorin Olariu. Da, asta a fost tot pentru această seară, dragi pășcăneni. Ne vedem săptămâna viitoare cu emisiunea mea De Vorbă cu Strada, în timp ce cu colegul meu Marius Parteni vă veți revedea în următoarele seri cu emisiunea În Obiectiv. La revedere! La revedere! Zâmbetul copilului tău este prețios, iar fericirea lui este mai presus de orice. Vino la magazinul Ioana în spatele poștei din Dal pentru fericirea celui mic. Jucării, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru toate categoriile de vârstă. În plus, la etaj vă așteptăm cu o gamă variată de cărucioare, premergătoare, pătuțuri, triciclete, jucării de pluș și articole party. Am păstrat aceleași prețuri mici la scutecele Pampers și Happy, iar pentru botezul bebelușului tău găsești hăinuțe la prețuri pentru toate buzunarele. Ioana, supermarketul copiilor te așteaptă cu oferta săptămânii. Role reglabile pentru copii, diverse culori și mărimi, la numai 99 de lei și 90 de bani. Ioana, mereu cu gândul la copilul tău.